Vizionați în continuare pe Exclusiv TV ședința integrală a Consiliului Local din Comuna Cleja, județul Bacău. Vizionare plăcută! Bună ziua, domnilor consilieri, ați fost convocați în ședință ordinară conform dispoziției numărul 96 din 21.04.2023. Prezenți sunt 7 consilieri, lipsește domnul Bejan, motivat, fiind internat la spital. Ședința este statutară. Materialele înscrise la ordinea de zi sunt următoarele. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din 30.03.2023, aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local din data de 19.04.2023, proiect de hotărâre privind aprobarea salariului de bază și a coeficienților de ierarhizare pentru funcțiile publice și contractuale din familia ocupațională administrație și a salariului de bază pentru funcțiile contractuale din familia ocupațională sănătate și asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cleja, județul Bacău, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 2 al anului 2023 și diverse. Mai întâi supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Și mai avem la suplimentare 3 proiecte. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării autorității publice locale Comuna Cleja, județul Bacău la parteneriatul Grup de Acțiune Locală Microregiunea Confluenței Băcăoane. Proiectul numărul 37 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Romano-Catolică Sfântul Marcu Cleja 2 din satul Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău. Și proiectul numărul 38 privind aprobarea participării Comunei Cleja la programul privind casarea autovehiculelor uzate denumit Rabla Local, derulat în cofinanțare cu AFM, respectiv Administrația Fondului pentru Mediu. Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? Toată lumea, da? Domnul președinte? Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Trecem la punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 30.03.2023. Eu aș zice că s-a aprobat odată și punctul 2. Este vorba tot de aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local din data de 10.04.2023. 19.04. Dacă sunteți de acord. Da. Cine este pentru? Nu sunt obiecțiuni, da? Nu. Sunt obiecțiuni, nu. Deci 7 voturi pentru, da? 7 voturi pentru. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază și a coeficienților de ierarhizare pentru funcțiile publice și contractuale din familia ocupațională administrației și a salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din familia ocupațională, sănătate și asistență socială, din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Cleja, județul Bacău. Dacă aveți ceva de... Domnul Cadar. Nu, am zis nu. Ai ridicat? Nu, am mișcat doar ochelari, scuze. Dacă nu aveți nimic de obiectat, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Toată lumea. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 2 al anului 2023. Aveți ceva de obiectat? Nu. Dacă nu sunt obiecții, supunem la vot. Cine este pentru? Deci 7 voturi pentru. Da. Înainte de a trece la diverse, doamna secretară o să vă prezinte. Deci avem proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării autorității publice locale la Comuna Cleja, județul Bacău. Publice locale Comuna Cleja, județul Bacău la parteneriatul Grup de Acțiune Locală Microregiunea Confluenței Băcăoane. Da, da. Bun. Dacă aveți, s-au discutat în comisii, dacă aveți ceva de adăugat, de întrebat? Nu sunt obiecțiune. Supunem la vot. Cine este pentru? 7 pentru. Proiectul numărul 37 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Romano-Catolică Sfântul Marcu Cleja 2. La fel, s-a discutat în comisie, dacă aveți
Aveți ceva de obținut în valoare? Valoarea este de 30.000 de lei. A venit părintele acelui 30.000 și... În afară de banii ăștia, părintele a mai adunat niște bani când a fost cu sfințirea caselor și a socotit că poate rezolva problema fără alte discuții. Da. Să punem la vot. Cine este pentru? 7 voturi pentru. Da, și... Proiectul de hotărâre 38 privind aprobarea participării Comunei Cleja la programul privind casarea autovehiculelor cozate denumit Rada Local, derulat în cofinanțare cu administrația Fondului pentru Mediu. Cum am discutat și cu o parte de consilier, dorim ca în jur de 30 de mașini să poată fi accesat. Da, da. E toată povara. E toată povara. Da, da. Din bugetul în local se poate așa strictele pe autovehicul. Restul din de la fondul de mediu, 2400 de lei. 2400 de diferență. În total 3.000 de lei, în care e ca sutil. Cine este pentru? Vă mulțumim. Trecem la diverse? Dacă aveți. Aș vrea să dacă aveți diverse... O întrebare pentru domnul vice. Referitor la cele cocoase sau la cele pietoase. Deja sunt achiziționate, le-am achiziționat marți, nu? Da, marți, trebuie să ajungă și săptămâna viitoare le montăm. Sunt 3 puncte, școala numărul 1, școala numărul 2 și am mai găsit un punct sensibil, treptele care urcă la biserică, la Buda, acolo iar traficul e așa cum e și vom mai pune să facem. Oare se poate pentru Valea Mică și Tomășca în dreptul bisericilor și a școlii? Da, având în adică traficul nu este foarte mare acolo. Dacă vom avea cerințe sau vedem așa, suntem siguri. Așa e curbă și nu cred că... Viteză, știi, da, da. Eu îți facem punctele astea mai sensibile și după aia vedem și reacția. Vedem și cum... Da, dacă să... Oricum, vor fi pro și contra, da? Asta e situația. Bun. Și tot legat de siguranță, domn primar spuneați că vreți să schimbați internetul pentru camere. Păi se lucrează la proiect. Noi deja avem achiziția făcută. Se lucrează la proiect. Trebuia să vină săptămâna asta cu proiectul ca să dăm drumul și la camere. Da, la alte comune am văzut implementat acest proiect cu camere care citesc inclusiv numărul de la mașină. Sigur, vor fi remontate, da. Ca să o simplă căutare. Mergem cu rețeaua de la Digi pentru că sunt mai performanți. Acum, indiferent cât am încercat cu Rom Telecom, au rețeaua slabă și nu reușim. Practic, ei spun că ne dau această bandă, această bandă, dar niciodată în realitate nu există banda lor. Cam când credeți că... Păi trebuia să vină săptămâna asta cu proiectul, după care facem licitația ca să... Oricum, într-o lună, două, trebuie rezolvat problema. Mai spuneați la un moment dat că o să îmbrătățiți iluminatul în comună. Adică iluminatul spune... deja este, s-a dat pentru proiectare. Și după care scoate. Procedura prin achiziție la proiectări, urmează semnarea contractului. Semnarea contractului și dă drumul. Tot așa, în vara asta vor fi, vom avea și iluminatul făcut. Mai aveți alte probleme? Nu, dar apoi așteptăm să terminăm, ca să putem să-i și un referitor la panouri de fotovoltaice. Precum știți, în țară, practic, persoane care găsăm multe orașe și comune, persoanele care își pun fotovoltaice, consiliile locale, adică poate să acorde o reducere sau o tăiere totală a numărul pe casă, inclusiv de casă. Dacă putem și noi să implementăm acest program, eu zic că am încurajat acest program ca să avem, deși mai multe persoane și-ar pune fotovoltaice care te ajută pe toți. Să punem o să întâlnim puțin pe ce la momentul din mai bine. Da, da, încercăm să... Lumea, o sesie, da, 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 știu. Noi ne-am notat și... Mulțumesc mult. Dacă putem să acordăm acest sprijin persoanelor care își pun panouri, eu cred că este un lucru foarte, foarte bun. Prietenos cu mediul. Da, domnul Cadar ne informa că se poate da o reducere, nu știu, cum ați zis? Reducere sau o scutire totală a impozitului doar pe clădiri.
Să vedem, să vedem cadrul legal și să vedem și practica la nivel de țară. Da, eu am auzit că sunt multe orașe care au, și comune care au pus în practică acest program și este bine să profităm și noi dacă există această oportunitate. Eu cred că influența asupra bugetului nu este foarte mare, că sunt foarte puțini. Este doar, știți, un stimulant. Omul zice, bă, ce bine e când tai, nu mai plătesc impozite. Și atunci am pumpat mor și mă văd deja ajuns în mersi pe nevoie. Acum aș trebui văzut câți ani e valabil. Valabil, adică trebuie să vezi o perioadă care este un an, dacă e pentru un an. De obicei, de 5 ani finanțare, cam tot atunci care dă statul, cred că e una, nu? Vedem ceva. Nu este pe programul de, eu mă refer la persoane care pumpa nori, indiferent de unde, din Casa Verde, nu. Foarte mulți, indiferent, omul investește o sumă de bani, își pune panouri și devine prietenos cu mediul, nu? Noi trebuie să îi ajutăm cumva pe acești oameni ca să încurajăm practic să-și pună panouri. Deci dacă se aplică pe plan național, de ce să nu profităm și noi, să aplicăm și noi pe plan național acest program. Dacă se poate, sigur. Ești mai înalt. Da. O să venim mai avem o următoare ședință, o să venim ca să vedem cadrul legal și vedem unde procedurile. Domn primar. Sunt câteva zone în comună unde ar trebui făcut niște poduri pietonale, peste fără. Știu, povestea este destul de complicată în ceea ce privește proiectarea acestor poduri. În momentul când vrei să faci un podez, de ce ăsta un podez pietonal, pe bază de proiect, s-ar putea costurile să crească un pic, sigur se poate, nu este imposibil. Și dacă doriți, într-adevăr, putem face. Noi avem toate podețele astea făcute din, eu știu, din lemn de sarcâm și ele sunt destul de... Avem și 6 poduri acum, depinde și câte poduri vreți, să identificăm unde vrem să facem aceste poduri și să accesăm un proiect, să facem câte un proiect. O zonă pe aici la... Aici asta de unul, asta este o deja se știe, asta mai este deja demarat proiectul pentru mai sunt câteva locuri, ar fi undeva la Mitroușa. La Țuțuia, la Mitroușa acolo iar podul ăla. Da, așa și mai avem proiectul jos în la Siliște, unde e casa intrarea de la șoseaua europeană la Siliște, unde am unde e subtraversarea acolo așa. Da. Dacă eu m-aș bucura chiar să facem niște proiecte, adică niște podețe cu, chiar cu proiecte. Să vedem cât ar costa. Eu știu, 10-15 mii de euro. Cam atât ar costa, cred că, un podeț de genul ăsta. Da. Cu intersecția asta de la Somușca, cu Clezul aici, se mai rezolva ceva cu... Am căutat... Semnele alea de circulație. Eu vă spun... Și gândim aici să vedem dacă se poate rezolva. Am fost la drumuri naționale. Niciodată nu o să se poată subordona un drum județean unui drum local. Dacă măcar faci... Să pun în semne de circulație, dar okay. Eu pun aceste semne de circulație în care dai prioritate drumului de la Somușca. Ok. Și atunci știi că acolo... Dar când vii de la Buda, sau când vii de aici, așa, trebuie să faci stop, obligator. Da. Nu știu câtă lume o să înțeleagă lucrul să se oprească, vor fi pentru că, practic, drumul prioritar, ca să recunoaștem situația, este ăsta care mergi până la șosea. Eu am pus o oglindă, mă uit de 10 ori și când merg la vale și încerc să domolesc un pic, să trec. Iar când vin de la Somușca, la fel mă uit în oglinda pe stânga dreapta. Nu toți fac la fel, domnule. Nu toți sunt de acord cu tine. Vine ăla de la deal, da, bun, vine că el știe așa, tu mergi de aici tot la fel și... Când faci niște indicatoare, ele să se poată și respecta. Tu vezi ca circulând de aici, din Cleja, de la primărie, înspre Buda, să te oprești la Carol acolo? Dacă... Sau respect prioritatea de dreapta? Pentru că stop, normal așa ar veni. Trebuie să ai stop. Trebuie să pui stop. Trebuie să pui stop aici. Trebuie să pui stop dincolo la când vii de la Vale la Acolo pui stop. Putem. Și am demarat, m-am oprit la un moment dat. Ne-am oprit că trebuia venise un proiectant, eu cerut 20.000
am vrut să facem mai mult. Hai doi cam mult. Să vedem undeva un alt proiect. Facem senjurator și gata. Da, nu lăsați persoana respectivă care a mai ieșit în graloane. Nici autobuzul pe mine de la dealte, nici ori de la apoi vreun poate la asta. Când e de la poate asta? Mai am o întrebare, mai avem poliție în Cleja? Nu știu, poliția, am încercat pe toate căile, am tot făcut cereri peste cereri, sistemul polițienesc care este la nivel de țară la ora actuală, nu mai este cel dinainte. Ei au stabilit ca să facă aceste patrule, dar nu să stea punct fix aici. Da, punct fix. Și fac patrule, nu prea există personal, este pe raza mai multor localități și nici domnule, dăm telefon. E o chestie care nu avem, pot să spun. Normal, orice problemă se sună la 112. Exact. Deci asta este regula la ora actuală, nu mai contează că trebuie să te duci și reclam personal. Dar la 112 vine poliția și... Sunt de acord, dar mulți cetățeni au nevoie de poliție. De exemplu, vin dimineața pentru că s-au întâmplat, a furat, cineva trebuie să înceapă cercetare. Și știu că este o problemă nerezolvată. Dar nu ține de noi. Poliția nu aparține comunității comune. Asta știu, dar... Noi am intervenit, am făcut cerere, am făcut, dar este o problemă la nivel național. Lipsa de personal și nu știu... Dacă eu scot la pensie la 40 de ani, curte nu știu lipsa. N-aș putea... Am o întrebare. De-a lungul timpului am tot vorbit de a micșora un pic, de a opri pe vitezomane în Cleja și vorbise noi să punem niște mânătătoare pe... Asta am discutat... Sunt cumpărate deja, dacă erați atent, am spus. Săptămâna viitoare se vor monta. Dacă se vede că are succes, se poate... Bineînțeles, cum să nu? Vedem puțin și reacția care e. Reacția... Mai sunt și alte probleme. Sunt și care nu se le combine. În decembrie am alocat o sumă de bani pentru niște suplimentări la primărie. 300 lei, parcă era vorba, dacă s-a dat la toate persoanele care se lucrează în primărie. Ce ați făcut? Premiile care s-au dat, sau banii suplimentari care s-au dat. S-au dat la toată lumea, da? Ok, mulțumesc. Mi-am adus aminte acum și în afară de demnitare. Cu excepție de demnitare. Deci nu a dat la toată lumea. Cei care au salariu. Și acum mă gândeam mai devreme cum ce probleme mai sunt. Nu, cu excepția demnitare. Fără primat, fără zice. Cei care au indemnizații, nu salariu. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte probleme, declarăm ședința. Vă mulțumim.